Pacea Domnului în sufletul omului. Domnul să vă binecuvinteze pe cei care suntem aici și ne putem bucura împreună, dar și pe cei de la distanță care cu bucurie pe calea undelor sunt aproape de noi și iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Trăim timpuri grele, timpurile din urmă, în care vrăjmașul, știm foarte bine, suntem anunțați, suntem avertizați, și întețește atacurile asupra oamenilor și în mod special asupra celor care au avut șansa să se apropie de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că știe că cu ei are o luptă specială de dus. Și dacă deseori nu suntem înșelați în ceea ce privește poate doctrinele, dogmele pe care le acceptăm, deși și aici e mult de discutat, pentru că și aici a lucrat foarte mult ca să strice cuvântul, în realitate faptul că aparținem unei biserici sau că subscriem la anumite dogme religioase nu reprezintă nicio siguranță. De ce? Pentru că el nu a epuizat arsenalul lui de înșelăciune, de amăgire. Există lucruri subtile pe care el a studiat pe parcursul mileniilor natura umană și a descoperit că există sensibilități ale oamenilor indiferent unde s-ar duce pe pământul acesta și indiferent în ce biserică ar intra. Deci, tema de astăzi nu vorbește despre doctrine, corectitudinea lor. Tema de astăzi vorbește de un alt loc foarte periculos în care cad creștinii. E o temă de trezire, e o temă de avertizare, e o temă care este rostită cu rugăciune și în același timp cu un duh bun, cu dorința sinceră ca să atingă inimile oamenilor și să simtă tot ce e din partea lui Dumnezeu și să primească cu bucurie. Tema am intitulat-o locul de întâlnire al tuturor religiilor, lumea și banii. Există peste tot o pretenție, dacă ați fi echidistanți și n-am avea prejudecăți și am merge prin biserici diferite și ai asculta pe oameni, ai vedea că au totuși lucruri comune. Majoritatea enunță, au pretenții de unicitate, adică în sensul noi suntem singuri, noi, eu și numai eu, știți? Există în Biblie această sintagmă, eu și numai eu, o zicea Babilonul, eu și numai eu, este scris în Isaia. Vă aduceți aminte, această pretenție era foarte sus, ridicată, chiar și într-o vreme de decădere, când istoria te pleznea peste față, poporul evreu era rob, nu era rob degeaba. Vă dați seama că robia era ultima soluție, sau ultima, nu neapărat soluție, încercarea lui Dumnezeu de a mai trezi oameni. Erau robi la romani, fusese robi. Nu, de multe ori, știți, istoria lor de cădere. Măcar că au fost chemați să fie poporul lui Dumnezeu. Dar asta a fost. Dar chiar și în acele vremuri, Ioan 8:33, ei au răspuns lui Iisus: noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost robi nimănui, n-am fost niciodată robi nimănui. Noi suntem sămânța lui Avram. Observați, sunt pretențiile acestea, cât de special suntem, cât de diferiți suntem. Știți, noi nu suntem ca ceilalți, noi nu credem ca ceilalți. Credința noastră este specială, biserica noastră e cu totul diferită decât altele. Noi suntem singurii care stăm pe adevăr, mai și cântăm, știți, stăm pe adevăr. Noi suntem singurii care avem adevărul și așa mai departe. Am putea să ne gândim, domnule, dar chiar așa de special suntem, chiar atât de diferiți suntem decât ceilalți, ar trebui să ne apropiem un pic ca să vedem, suntem chiar speciali. Iar când vine vorba de doctrine, pentru că de obicei chestia asta că suntem unii, suntem speciali, se referă în mare măsură la niște chestii teologice, la niște dogme, știți? Iar când e vorba de dogme, la fel cum Pavel era într-o adunare, Fapte 23:6, Pavel, ca unul care știa că o parte din adunare erau saducei, iar alții erau farisei, a strigat în plin sobor: fraților, eu sunt fariseu, fiul de fariseu, din pricina nădejdii, din învierea morților sunt date în judecată. Când a zis vorbele acestea, s-a stârnit o neînțelegere între farisei și saducei și adunarea s-a dezbinat.
Saducheii zic că nu-i înviere, nici înger, nici duh, pe când fariseii le mărturisesc pe amândouă. Din punct de vedere al dogmaticii, fariseii erau mai într-o poziție mai bună după Scriptură decât saducheii. S-a făcut o mare zarvă, fiindcă gâlceava creștea, căpitanul se tema ca Pavel să nu fie rupt în bucăți de ei. Deci când era vorba de dogme, domne, era o ceartă aprinsă, o luptă, de ziceai că când priveai din perspectiva aceasta ai fi spus, domne, e imposibil ca oamenii aceștia să-i unești vreodată. E imposibil ca să existe vreo conciliere, vreo înțelegere, vreo unitate între ei. Dar dacă stăteai un piculeț mai mult și le urmăreai viața și prioritățile și valorile, îți dădeai seama că au și puncte comune mai puternice decât doctrinele pe care se certau deseori. Da? Și la fel este și astăzi. Da, domnule, împărtășim doctrine diferite și și aici este nevoie de pocăință, de studiu al Bibliei și de căutarea adevărului cu sinceritate, ca să vedem așa cum este adevărul în Scriptură. Dar este problema că dincolo de dogmele noastre în care credem, nu credem sau nu știu cât de mult ne formează sau cât de valoroase sunt pentru noi, există lucruri foarte puternice care sunt puncte comune și sunt peste tot, le întâlnim. Diavolul a găsit ceva ce dorește toată lumea, chiar dacă lumea asta religioasă este împărțită în mii de grupări și idei religioase. Sunt lucruri pe care le vor toți oamenii, fie că sunt din biserica cutare sau din biserica cealaltă, le-a găsit slăbiciune. Și la urmă el știe că credeți voi sau pretinde să credeți ce vreți voi, dar aici sunteți în plasa mea. Fapte 24-25, iată ce doreau romanii. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare, despre judecata viitoare, Felix îngrozit a zis, de asta dată du-te, când voi mai avea prilej te voi chema. Totodată el trăgea nădejde că Pavel are să-i dea bani, de aceea trimitea și mai des să-l cheme ca să stea de vorbă cu el. Romanii, păgâni, cum îi considerăm noi, iubeau banii și aștepta și el să primească ceva de la Pavel. Se gândea că dacă o să mă mituiască, poate intervine într-un fel. Și îl chema tot mai des, nu pentru că avea dorința să asculte despre neprihănire sau judecata viitoare, pentru că tremurea în fața acestor adevăruri, ci pentru faptul că iubeau banii. Romanii iubeau banii, să știți. Dar și dacă te duceai la templu, la Ierusalim, nu la romani, la Ierusalim, la templu, Ioan 2:14, în templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani, șezând jos. Știți ce a făcut acolo, că nu faceți din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari, un loc de negustorie, că asta era. Altfel nu zicea nu faceți dacă nu făcuseră. Asta făcuseră din templu, o afacere, pentru că trebuie să spunem și asta se știe, că și evreii iubeau și iubesc banii. De fapt, când vorbești de bani și de evrei, parcă este o asociere. Nu, ești evreu când... Da, romanii iubeau banii și Felix iubea banii și evreii iubeau banii. În Mica 3:1, Mica prorocea și spunea că căpeteniile cetății, vorbea de tot de poporul evreu, că căpeteniile cetății judecă pentru daruri. Preoții lui învață pe popor pentru plată și prorocii lui prorocesc pe bani. Și mai îndrăznesc apoi să se bizuie pe Domnul și zic, oare nu este Domnul în mijlocul nostru, e pretenția aia, noi suntem cei mai tari, singurii, cu cea mai bună doctrină, cu cea mai... Dar în realitate știți care era cel mai puternic punct al lor, era că iubeau lumea și bani, iubeau lucrurile, da? Luca 22:4, până și un apostol... Și între apostoli ai găsit pe cineva care să iubească mai mult banii decât apostolia, decât chemarea de a fi urmașul lui Hristos. Iuda s-a dus să se înțeleagă cu preoții, cei mai de seamă și cu căpetenile străjerilor templului, cum să-l dea mâna în mâinile lor. Ei s-au bucurat și au căzut la învoială, adică învoială a însemnat afacere, înțelegere, să-i dea bani. Deci chiar și dintre apostoli. Conducătorii religioși doreau banii, prorocii chiar profățeau pe bani, se dădeau bani și scoteau prorocii. Toată lumea vrea bani și cum să nu vezi lucrul ăsta comun la toată lumea? Că dacă te duci la romani și lor, dacă te duci la evrei și lor, le sclipesc ochii, dacă te duci, ba și prorocii, ba și
preoții, ba și conducătorii, ba și între apostoli găsești unii care vor lucrul acesta. Domnule, de aceea Matei 4, cu diavolul a dus pe Iisus pe un munte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor. Nu murdăria, există foarte murdărie, există foarte multă mizerie în lumea asta, foarte multă durere, dar știe să-ți arate ceva, știi? I-a arătat lui Iisus strălucirea lumii, tot ce înseamnă lumea aceasta. Și a zis, toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Și aceasta a fost ultima ispită mare din arsenalul care a avut-o atunci în pustie ispitirii să o arunce. Știm că Iisus l-a respins, pleacă satanul de aici, da? Cu toate pretențiile lui, dar nu toți creștinii spune pleacă când le oferă, da? Dom'le, de aceea spun, această temă urmărește să arate că există un punct de convergență sau de întâlnire sau de unire a tuturor oamenilor care chipurile merg la adrese diferite, mărturisesc dogme diferite, dar totuși se întâlnesc într-un loc. Au o slăbiciune comună pe care satana o exploatează, să știți. Și aceasta este lumea și banii. Banul este reprezentantul lumii, să știți, că în lumea asta, dacă ai bani, cumperi orice din lumea asta și faci orice cu ea. Și Dumnezeu ne spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, pentru că dacă cineva iubește lumea, dragostea tatălui, acea dragoste a tatălui, dragostea care l-a făcut să-și dea pe singurul său fiu, nu este în el, dacă cineva n-a înțeles dragostea lui Dumnezeu. Când poți să iubești lumea asta, în detrimentul a ceea ce spune Dumnezeu, învățându-te că e trecătoare, că e înșelătoare, că nu ți-aduce absolut niciun bine, asta este o mare înșelăciune. Și aici se întâlnesc religiile, să știți. Aici converg, se ceartă pe doctrine. Bineînțeles, aici zice că nu se pot împăca niciodată, aici zice că este o ireconciliere iremediabilă între ele, dar totuși se unesc. Se unesc și se vor uni și fără, și fizic, să știți, pentru că există un punct mai puternic decât doctrinele lor, ceva la care țin. Știți, noi suntem singurii, noi suntem fiii lui Avram și n-am fost robi niciodată. Asta e o versiune, o parte din mărturisirea noastră. Dar același timp, Ezechiel 20:32, nu veți vedea împlinindu-se ce vă închipuiți când ziceți vrem să fim ca neamurile, ca familiile celorlalte țări. Adică, pe de-o parte, spuneai că ești unic, ca tine nimeni, ca biserica ta nimeni, că toți ceilalți, nu știu cei de capul lor, dar tu ești pe adevăr, nu? Dar în același timp, care era strigătul interior, strigătul, dorința cea mare care vrem să fim ca lumea, vrem să fim ca neamurile, întotdeauna și-au dorit lucrul acesta, au și exprimat-o în anumite situații, au exprimat-o și Dumnezeu a spus, lasă-i că mă leapă de pe mine, știți? Și istoria a curs și au apărut istorii care n-ar fi dorit Dumnezeu să existe, dar ce să faci? Ei doreau să fie ca lumea, dar în același timp păstrau în mintea lor acea înșelăciune, noi suntem deosebiți. Știți că asta este ciudățenia când pui cap la cap lucrurile, așa, la rece și pe bază de logică, logică simplă, sănătoasă, nu se potrivesc, dar oamenii pare, ei cred că se împacă lucrurile. Noi suntem sămânța lui Avram, dar noi vrem să fim ca toate neamurile. Observați, această dihotomie, că lucrurile astea nu se împacă între ele, dar totuși există în individ și în toate bisericile. Știți că suntem impresionați de numărul enorm de biserici, de denominațiuni și grupări religioase și credem că există o diversitate fantastică de religii. În ce suntem diferiți? În teorie, adică în vorbe, aer. Da? Suntem în trăire unici? Suntem diferiți? Suntem nepământești? Sau ne întâlnim cu toții în lume, în goana după lucruri materiale și bani? Dar suntem diferiți în adresele bisericilor pe care le frecventăm? Există un punct de convergență, un punct comun unde se întâlnesc toate religiile, banii și lumea. Romani 3:9, ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nici de cum, fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat, sau cel puțin sunt sub păcatul ăsta de care discutăm acum. Există un paradox, discutăm despre paradox. Paradoxul sunt niște chestii care aparent se bat cap în cap, sunt în antagonism, dar totuși se întâlnesc în aceeași persoană sau într-o anumită situație. Credincioșii se pare că detestă imoralitatea, violența, stricăciunea. Când vorbim de Sodoma, ne e groază de ea. Dom'le, lumea a devenit o
Sodomă, uite ce lucruri în care nu le pot spomeni cât de rușinoase, cât de mizerabile sunt. Dar cum să locuiești în Sodoma? De ce alege să locuiești în Sodoma dacă e atât de urâtă, de violentă, de murdară, de periculoasă, de detestabilă? Păi spui că e detestabilă și se silă de lucrul acesta și totuși exact acolo te duci, că asta face Lot. E greu ca să înțelegi, nu doar pe Lot, e greu să înțelegi creștinismul în timpul de față, e greu să te înțelegi pe tine. Da? Uitați, a doua Petru 2 cu 7, neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată acestor stricați, de spune acest aspect, nu-i plăcea. Nu-i plăcea de ce vedea acolo, de ce auzea. Era o mizerie de nedescris, ceea ce se întâmplă și astăzi, în orașe, în locurile aglomerată. Căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor, își chinuia în toate zilele sufletului neprihănit, din pricina a ceea ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Deci, pe de-o parte, detesta mizeria Sodomei, violența care era, răutățile, mizeriile, nelegiuirile, imoralitatea, stricăciunea care se întindea și asupra lui și asupra copiilor lui și asupra familiei lui. Da? Dar pe de altă parte, citim Geneza 13 cu 10, Lot și-a ridicat privirea, ochii, a văzut că toată câmpia Iordanului era udată în întregime, înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora, până la Țoară era ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptului. Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și astfel s-a despărțit de Avram. Deci nu-ți place nelegiuirea Sodomei, ți-e silă de ceea ce fac acolo, dar te duci și stai în mijlocul lor. E foarte greu de înțeles. De ce ai face lucrul acesta? E adevărat că nu-mi place de sodomiți, nu-mi place ceea ce fac, dar totuși îmi place ceva de la ei. Și asta mă face ca în ciuda ceea ce nu-mi place, totuși să aleg compania Sodomei. Îmi plac lucrurile ei, în Sodoma se câștigă bani mulți. Era Sodoma atât de, din punct de vedere material, atât de prosperă, încât nu trebuia să faci mare lucru și să câștiga. Prosperă, din calea afară, era și foarte lene și oamenii erau lene și nu făceau mare lucru. Se trăia bine, pe picior mare, cu luxuri, cu excentrități și nebunii, bineînțeles, cu imoralitate, stricăciune, cât vezi, că asta fac oamenii în astfel de situații. Fără Dumnezeu acolo, era la limită. Nu-ți plăcea Sodoma, dar te bagi în Sodoma. Nu-ți place ceea ce fac ei, dar vrei ceva de la ei. Ce vrei, mă? Și, îți place luxul Sodomei, îți plac lucrurile Sodomei, da? Și asta este, să știți, nu-l învinuim pe Lot, pentru că nu este oră de a culpabiliza pe cineva. Nu ăsta este scopul studiului. Scopul e unul nobil și bun, să știți. E de a ne trezi, de a vedea niște realități care uneori nu le vedem pentru că suntem prinși în malaxorul și a grijilor și a treburilor și uneori a înșelăciunii. Trebuie să vedem lucrurile acestea. Matei 21 cu 12, Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Observați, Ierusalimul, și dacă a devenit Ierusalim, să știți că tot ce e scris în Biblie, măcar că unii îndrăznesc să spună că Biblia nu mai e la zi, atunci aruncați-o, lepădați-vă oficial de ea. Biblia e o carte la zi, să știți, nu a fost niciodată depășită. Ea a fost scrisă pentru învățătura noastră peste care a venit sfârșitul veacurilor, până la timpul din urmă are învățături care sunt solide. Să știți, diavolul nu s-a schimbat și nici oamenii nu s-au schimbat, s-au mai schimbat societățile, dar sunt în esență acelea slăbiciuni umane care sunt exploatate. Ierusalimul, templu, centru închinării, devenise o afacere murdară. Domnule, decât să auzi rugăciunea acolo, auzeai zornăirea banilor. Ce se vinde? Orice se putea vinde. Și bisericile au vândut tot ce s-a putut. Slujbe în biserică, Caiafa, cum credeți? Aducă ei erau putreți de bogat. Și farisei iubeau banii, scrie Biblia. Farisei erau iubitori de bani. Saducheii erau putreți de bogați și marele preot a fost dintre saducheii, Caiafa. Se plăteau pentru slujbe. Am văzut de curând un
o înregistrare, de fapt era o avertizare, o trezire, cum se ocupau o parohie. Cum la mai marele peste parohii, la nu știu ce erar, făcea cineva la... Ea filma cu camera ascunsă și, nu știu, vreo 25.000 de euro era o parohie micuță pe care trebuia să o dai, 5.000 de euro pentru cel care făcea tranziția, 20 pentru mai marele de sus și asta era ceva, un post mic, se cumpără orice, să știți, bisericile, da, slujbe, predici sedative. Dacă dai mulți bani la biserică, niciodată nu se lege pastorul de păcatele care le faci. Și ce dacă muncești în sabat? Și ce dacă puștiști bani mulți, nu se lege de tine nimeni. O să spună că dărnicia ta va fi lăudată, te bagă în împărăția cerurilor. Se cumpără predici sedative pentru liniștirea conștiințelor. S-a cumpărat pe parcursul timpului iertarea păcatelor. Un loc în sânul lui Avram. Da? Mântuirea ta puteai să plătești pentru păcatele ce le-ai făcut. Plăteai, zornea banul acolo și spune, gata, puteai să plătești în avans. Se puteau plăti pentru păcatele care urma să le comiți în continuare. Puteai să scoți din purgatoriu toate rudele. Puteai să scoți pe cine vrei. Mai să ai bani, mai să dai bani. Înțelegeți? Asta s-a făcut, istoria scrie lucrul acesta. M-au zis chiar predici protestante, adventiste, în care a căzut banul, ți-ai luat binecuvântarea. Citez. Ceea ce am spus acum este citat. Contează să dai bani. Și când auzi că totul se învârte în jurul banilor, nu în jurul lui Hristos, atunci nu e aceeași idee. E aceeași idee a dat afară pe cei care vindeau și cumpărau. De ce? Că templul se transformase într-o afacere. Da? Lot se duce în Sodoma pentru bani și pentru luxul Sodomei și pentru lucrurile materiale. Templul de la Ierusalim se transformă într-o afacere. Gehazi este un slujitor al lui Elisei, unul dintre cei mai mari profeți, care a avut o lucrare extraordinar de lungă. A fost un fel de profet al vindecării după Elisei, după Ilie, Ilie care a fost un profet al trezirii, al reformei, al zguduirii. Așa, dar s-a națiunea, vă dați seama, praf a fost națiunea după Ilie când a fost înălțat. Elisei a venit să învețe poporul, a întocmit școlile profeților, a făcut o lucrare mare și a avut unul cu el care e slujitorul lui. No, nici ăsta nu ratează ocazia ca să tragă ceva de pe sirieni. Sirienii ar fi ei păgând, vai de capul lor, dacă pui mâna pe ceva, ar trebui să nu ratezi. Vă aduceți aminte experiența, istoria cu Naaman. Vine Naaman, mare om, nu? Din Siria. Da? Căpetenia oștirilor, sirienilor, cum era generalul de război, am putea spune. O personalitate proeminentă care avea ocazia și el să învețe credința și s-a întors după ce s-a vindecat de lepra lui. Nu? Iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Ce mărturisire, ce trezire, nu? Ce câștig pentru părăția lui Dumnezeu un om de genul acesta. Și acum primește, rogu-te, un dar din partea robului tău, credea că poate recompensa. Nu, și a fost și mai mare minunea când Elisei a spus, vie Domnul, al cărui slujitor sunt, că nu voi primi, a stăruit Naaman și tot n-a primit. Și a plecat omul ăsta, dincolo de vindecarea lui, cu încă o mărturie în plus, că, Domne, nu numai că m-a vindecat, dar e gratuit? Cum e mântuirea, da? Fără bani și fără plată cântăm noi. Da? Și la biserică o să vedeți, sunt două lucruri care contează. Poți să faci niște enormități pe acasă, nu te vizitează nimeni, dacă nu mai dai zecimea. Vine și îți spune că e o problemă, e o problemă serioasă. Bine, dacă nu studiez Biblia și nu m-am timp, că sunt prins de lumea asta, nu m-am timp nici măcar să mă adâncesc în cuvântul lui Dumnezeu, purtarea mea e vai de capul ei, nu e nicio problemă, doar când nu dau zecimea. Și Gehazi fuge! Gehazi, slujitorul lui Elisei, omul lui Dumnezeu, a zis în sine, iată că stăpânul meu a cruțat pe sirianul acesta, Naaman, și n-a primit din mâna lui ce adusese, ce limbaj de ghișeftar. L-a cruțat. Adică, cu alte cuvinte, limbaj de evreu ăsta, să nu cruzi, mă, nicio ocazie, când poți să profiți, când poți să tragi ceva. Și rămâi uimit, îndurerață, știi? Rămâi îndurerat, băi, ai stat cu Elisei atâta timp, ai văzut minuni, mă, de la învierea, de morți, până la tot felul de
De minune, ai auzit învățători că Elisei a fost deschizătorul din nou de școlile profeților care să poată să ridice tineri credincioși în toată națiunea. A fost un om cu totul deosebit, o lucrare extraordinară a făcut-o. Îl vezi cât e de alturist asta și la urmă tu n-ai învățat nimic, mă. Și el, să știți, și el îi sclipește ochii, aleargă după, voi căpăta ceva de la el. Asta e limbajul, știți? Și se duce și minte cu nerușinare că asta facem în lumea în care numai să câștigăm. Mai călcăm sabatul, mai mințim, mai lucrăm în domenii de ăștia de ilicite, mai facem tot felul de lucruri, numai să punem mâna pe ceva bani și lucruri. Și minte că au venit niște, stăpânul meu, lui Elisei, au venit niște vizitatori neașteptați și nu știu ce, minciuni de ăștia acolo, te roagă să-i dai, vă dați seama ce contramărturie. Elisei spune nu, chiar când este rugat și acum spune nu, că s-a întors Elisei, îi șterge și lui Elisei amprenta frumoasă care o lăsase asupra acestui sirian și, mă rog, un talan de argint, două haine de schimb și așa mai departe. Le duce în casă, se întoarce fără rușine acolo, unde ai fost, îl întreabă, de unde vii, Gehazi? El a răspuns, robul tău nu s-a dus nicăieri. Dar Elisei a zis, oare n-a fost Duhul meu cu tine când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta? E oare acum vreme de luat argint, haine, măslin, vii, oi, boi, rob și roabe? E oare vremea pentru așa? N-a fost vremea, atunci nu era vremea. Dar a venit acum vremea, nu? Acum e timpul de căpătuire, acum e timpul să apucăm tot ce putem din lumea aceasta. Lepra lui Naaman se va lipi de tine, se lipește, să știți, și astăzi. Dacă nu, lepra este lepra banilor. Ellen White, o scriitoare inspirată, definește iubirea de bani și egoismul ca o lepră mortală, să știți. Exact asta este definiția. E tot o lepră care te contaminează și se lipește de tine. E vremea de luat acum dintr-o lume care se brăbușește și se duce cu toate lucrurile ei. Aduceți-vă aminte de Acan. Știți, păgânii trebuiau distruși. Dar lucrurile lor, pe cât posibil, Acan s-a gândit că e o mare pierdere. Am văzut în pradă o manta frumoasă de șinear, 200 de sicli din argint, o placă din aur în greutate de 50 de sicli. Le-am poftit, le-am luat și sunt ascunse în pământ, în mijlocul cortului meu. Iosua a zis, pentru ce ne-ai nenorocit, că într-adevăr a avut o influență devastatoare asupra poporului Dumnezeu. Și în timpul de față, să știți, iubirea de bani paralizează poporul lui Dumnezeu și de aceea nu are nicio putere în lumea aceasta mărturisirea doctrinelor noastre. Pentru că oamenii știu mai mult decât doctrinele noastre, știu că sunt de egoiști, de apucători, religioși. Pentru că se întâlnesc cu ei pe săptămână, după aceea ne despărțim fiecare la biserica lui, pe adresa X sau Y, suntem tare diferiți, suntem sfinți, noi suntem fiul lui Avram, dar pe săptămână suntem mai decât ceilalți pe care detestăm în realitate, suntem col la cot, ba chiar îi întrecem. Pentru ce ne-ai nenorocit? Exact asta facem poporului lui Dumnezeu, asta facem lucrării lui Dumnezeu, o paralizăm. Dumnezeu nu poate lucra cu eforturile misionare când se întâmplă așa ceva. Aduceți-vă aminte de Balaam. Frații mei, aduceți-vă aminte de Balaam, da? Chiar și profeții și slujitorii Domnului sunt sensibili la bani, darul și strălucire lumească. Detestăm pe siriente, moabis, pe sodomis, dar ne plac banilor, ne plac luxurile lor, ne plac lucrurile lor. Și când avem ocazia nimerită, arătăm că banii lor sunt mai importanți decât credința și principiilor noastre. Balaam, deși profet, devine un trădător al adevărului și al poporului Dumnezeu. Este cel care îndeamnă pe creștini să se înfruptă din lume și din păcat, cei care pun o piatră de poctimire și dorește să prăbușească poporul lui Dumnezeu nelegiuirea. Vă aduceți aminte, au ajuns la Balaam și au zis, numai 22:16, nu mai pune piedici și vino la mine că ți-și voi da multă cinste și voi face tot ce îmi vei spune, numai vino, te rog, și blesteme în poporul acesta, adică pe Israel. Și acum, atenție, Balaam a răspuns și a zis slujitorul lui Balac, să-mi dea Balac chiar și casa lui plină din argint și de aur și tot n-aș putea să fac niciun lucru, fie mic sau mare, împotriva poruncii Domnului Dumnezeului meu. Totuși, vă rog să rămâneți aici la noapte. Știți, mai și facem câte o afirmație de asta. Domnule, am văzut cum ne mințim. Zicem câte ceva tare, așa, câte o chestie de asta, de entuziasm creștin.
noi suntem cu Domnul, vrem să facem lucrarea Domnului. O zicem atât de convingător, de o credem și noi, Domnule. O credem și noi, să-mi dea toată casa lui, o că nu o să-ți dea toată casa unui împărat. Mă, că te vinzi pe mult mai puțin, stai liniștit că nu i-a dat toată casa lui Balac. I-a dat mai puțin, mult mai puțin. El se vindea pe mult mai puțin, dar uneori facem niște afirmații de ăștia exagerate care n-au niciun suport. Totuși vă rog să, ori vrei, ori nu vrei, de ce-i mai rău să rămână la noapte la tine? N-ai vrea să pierzi ocazia? Tu cu diavolul te joci, mă. Tu cu diavolul te joci, nici măcar nu te cunoști pe tine, dar pe el, pe diavol. Că nu se cunoștea pe el, avea impresia că nu știu ce e de capul lui. Și știți că până la urmă, până și Măgărița era atât de dornic să meargă acolo, Domne, în ciuda doctrinelor noastre. Noi suntem, noi nu o să facem nimic împotriva lui Dumnezeu, noi suntem poporul lui Dumnezeu. În ciuda mărturisirii lui, bătea Măgărița, de ce credeți că o bătea tare? Domnul ar fi vrut să ajungă acolo. Cum? Și măcar că avea puncte de avertizare, avea luminițe care se aprindeau, că nu e în regulă. Unde credeți că a ajuns? Tot a ajuns acolo. Și până la urmă, chiar dacă nu l-a blestemat pe față ca să ia banii, la urmă știți ce a făcut? Și-a rămas Balam, să știți, Balam e un simbol. Un simbol unor persoane care au avut chemări înalte ca să fie profeți sau să fie oamenii lui Dumnezeu, slujitori lui Dumnezeu și și-au trădat și însărcinarea și pe Dumnezeu și misiunea. Și-au trădat și poporul acela pentru care trebuia să lucreze. Și s-a dus după aceea, exact așa cum spune în Apocalipsi 2 cu 14, dar ce am împotriva ta, tu ai acolo niște oameni care se țin de învățătura lui Balaam. Balaam a murit. Nu? Peste 2000 de ani în urmă, da? Dar există aceiași oameni și astăzi, tot în funcție de răspundere, care fac exact ce a făcut Balaam. Oameni care se țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac, asta înseamnă că Balaam s-a dus la Balac și l-a învățat cum să pună o piatră de potignire, cum să-i doboare. Cu alte cuvinte, înaintea copiilor Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dea la curvie. Și astăzi, se spune că e în regulă cu lumea, să mergem că îi evangelizăm, mergem la sărbătorile lor păgâne, cântăm și noi o cântărică pe acolo, un imn de al nostru, ce zicem, Domne, ce... Zice, cauți tu la sărbători păgâne, mă, și să cânti și tu cel mare lucru. Da, Domne, da, avem, nu știu ce om mare acolo și asta. Aceleași, știți, călcăm pe aceleași urme, facem aceleași lucruri cum le-au făcut în trecut, dar nu vedem nimic din toate lucrurile acestea. Și suntem mai vinovați pentru că am avut istoria trecută. Iuda 1 cu 11, vai de ei că s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința după câștig. Aceasta a fost o sensibilitate a tuturor oamenilor pe parcursul veacurilor din orice religie s-a numit, să știți. Chiar și profeții pe timpul lui Neemia, vă aduceți aminte, într-un timp de criză când se zideau zidurile Ierusalimului cu mare luptă, da? M-am dus la Șemaia, Neemia 6 cu 10, el se închisese în templu și a zis, haide împreună în casa lui Dumnezeu, în mijlocul templului, să închidem ușile templului, că-și vin să te omoare. Și o să vină noaptea să te omoare. Eu am răspuns, un om ca mine să fugă și care om ca mine ar putea să intre în templu și să trăiască? Nu voi intra. Și am cunoscut că nu Dumnezeu îi trimitea, ci a prorocit așa pentru mine, fiindcă Sambala și Tobie îi dăduseră arcint. Și câștigându-l astfel, nădejduiau că am să mă tem și că am să urmez sfatul lui și am să fac păcat. Ei s-ar fi folosit de această atingere a bunului meu nume ca să mă umple de ocoare. Adu-ți aminte, Dumnezeule, de Tobia, de Sambala, de faptele lor, dar adu-ți aminte și de Noadia, prorocița și de ceilalți proroci care căutau să mă sperie. De ce proroceau? Se prorocea la comandă. Înțelegeți? O grămadă de proroci făceau chipurile prorocii, dar acestea erau prorociile banilor. Prorocii, sensibili și ei la bani. Și dacă Satana vede că merge la romani, merge la evrei, merge la templul de Ierusalim, merge la conducători, merge la profeți, merge la preoți, merge la toți, de ce n-ar folosi lucrul acesta ca să-i dărâme și să-i unească pe toți într-o coaliție? Da? Știți cât de mult detestau evreii romani? Da? Citim că n-au vrut să intre în odaia de judecată a lui Pilat ca să nu se spurce, Doamne, se spurcau de, se atingeau de romani, ei trebuiau să fie curați pentru
să ia Paștele. Dar știți cum s-au înțeles cu soldații romani, cum să mintă. Da? Când au venit soldații, Matei 28:11, pe când se duceau femeile, au intrat în cetate, unii din străjeri și-au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Iisus înviase, un înger puternic, au fost doborâți la pământ. Aceștia s-au adunat, preoții împreună cu bătrânii au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis, spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl potolim noi. Vă vom scăpa de grijă. Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învățat și s-a răspândit zvonul și așa mai departe. Cu banii își rezolvau toate treburile mortare, iar după aceea nu intrăm în odaia lui Pilat că ne spurcăm. Cum să nu ne degradăm când iubim banii atât de mult și facem lucruri murdare cu ei? Da? Când nu doar că mințim, plătim ca să se mintă. Da? Dar după aceea avem ifosă de religiozitate. Asta e slăbiciunea creștinismului. Satana o știe. Acum o știm și noi. Ar trebui să știm și noi, zice Pavel. Noi nu suntem lăsați în necunoștință cu privire la planurile diavolului. Trebuie să veghem ca să nu tragă folos din slăbiciunea aceasta. Avem o slăbiciune la vizibil, la lume, la lucru, la bani. Banul este, propriu zis, un nimic, dar este agentul prin care putem să luăm lumea. Putem să o avem cât mai mult din ea. Dar este corupător, să știți. Este corupător. Fapte 22:27, și când a venit căpitanul, i-a zis lui Pavel, spune-mi, ești roman? Da, i-a răspuns el. Căpitanul a zis, eu cu o mare sumă de bani am dobândit cetățenia aceasta. Și eu a zis, Pavel, sunt chiar născut roman. Se cumpără cu bani orice în lumea asta, să știți. Se cumpără Babilonul, spre exemplu, mama curvelor, o biserică mondială, care are istorie tristă, a martirizat creștinii, zice, a curvit cu toți împărații pământului, îi cumpără pe împărații pământului, are negustorii pământului, mari oameni de afaceri. Se cumpără orice cu banii în lumea aceasta. Nu se poate cumpăra harul, nu se poate cumpăra împărăția lui Dumnezeu, nu se poate cumpăra un caracter, nu se poate cumpăra mântuirea, nu poți cumpăra pacea sufletească, ăștia nu se cumpără, pentru că ăștia sunt fără bani, sunt doar prin credință. Înțelegeți? Dar în lumea asta, și dacă pentru noi nu există decât lumea asta, putem face cu banii multe în lumea asta, da? Până la urmă ajungem la fel ca Simon, magul, care o să aducem bani să cumpărăm și Duhul Sfânt. Nu? Vă aduceți aminte că a vrut, dăm și mie puterea asta, nu? Ca să o dau și eu, facem cu ea, dăm Duhul peste tot, care dă bani, primește putere să facă minuni. Vedeți ce minte? Credem că totul se poate cumpăra cu bani pentru că ajungem lumești, foarte lumești. Apocalipsa 17:1, apoi unul dintre cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire, aici deja mergem în timpul din urmă. Observați, se vorbește de ultimele judecăți asupra acestui pământ, ultimele plăci care vin odată cu închiderea timpului de har. Vino să-ți arăți judecata curvei cele mari care șade pe ape mari, iar apele sunt popoare, neamuri, limbi. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei și m-a dus în Duhul într-o pustie și am văzut o femeie, care semnifică o biserică, care șezând pe o fiară, asta e putere politică, fiarele sunt puteri statale, dar o biserică, o femeie care călărește o fiară înseamnă că e mai puternică decât, sau manevrează puterea politică. Ce are? Era plină cu nume de hulă, deci este antihristă, este împotriva lui Dumnezeu. Avea 7 capete și 10 coarne, femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu. Era împodobită ca aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare, e bogată putredă. E putredă de bogată, domnule, de ce a curvit cu toți împărații pământului? Domnule, de aia stă în mână să formeze un sistem mondial împotriva lui Dumnezeu, numit Babilonul, da? Și să corupă pe toți, da? Ținea în mână un potir din aur plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină, Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Iar Babilonul unește întreaga lume, inclusiv religiile, într-un ecumenism murdar. Chiar dacă au obiceiuri, religii și culturi diferite. Aparent de neîmpăcat, de neconciliat. Vă dați seama că există în lumea asta noastră oameni care se închină la toți zeii posibili. Da?
Sunt alții care cred într-un singur Dumnezeu. Sunt unii care cred că morții știu, ei au contact cu ei, alții cred că nu există nemurirea sufletului, că morții nu știu nimic. Dar sunt alții care se închină la foc. Sunt alții care au tot felul de ritualuri satanice, spiritiste, tot felul de obiceiuri păgâne. Și totuși reușește Babilonul și te întrebi, cum, domne, că dacă fariseii și saducheii se certau doar fiind evrei și ei, dar erau partide separate, grupări separate și aproape, cum reușește să se înțeleagă? Cum îi reușește să-i facă pe toți? Să-i strângă pe toți, da? Apocalipsa 18:2, vine un înger puternic care anunță căderea acestui Babilon. A căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al demonilor, o închisoare oricărui duh necurat, o închisoare oricărui păsări necurate și urâtă, pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei, curviei ei, și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei, să nu fiți loviți cu urgiile ei. Negustorii pământului o plâng și o jălesc pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa, marfă din aur, din argint, din pietre scumpe, de mărgăritare, de in, de mătase, de stacojiu. Și tot felul de feluri și feluri, de la mirosne, mirodenii, vinuri bune, făinuri bune, oi, cai, căruțe, nici robii, nici sufletele oamenilor. Comerț cu de toate, până la sufletele oamenilor și trupurile oamenilor, scrie într-o altă traducere. Ideea că Babilonul a făcut comerț cu orice și deține puterea banului, puterea financiară, a creat un sistem de viață care se bazează pe vizibil, pe bani, pe lux, pe chestii de genul ăsta și strânge pe toți, că toți sunt mânjiți la așa ceva, au slăbiciune la așa ceva. Chiar dacă au religii diferite, culturi diferite, dogme diferite, se întâlnesc într-un loc. Au un punct comun, un punct care îi leagă. Iar acest punct e mai puternic decât credințele lor. E mai puternic pentru că în felul ăsta îi unește. Și pentru că oamenii au ajuns dependenți de bani și se închină la bani, încercarea finală, la ce credeți că va apela? Că știe, diavolul te pune în punctul în care știi unde ești foarte sensibil. Apocalipsa 13:15. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei care nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboși și rob, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. A doua Timotei 3:1, să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, etc. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Vremea din urmă, oamenii sunt iubitori de sine și iubitori de bani, iubitori de lume, iubitori de lucrurile din lume. Și de aceea ultimul test vine și îi lovește exact aici. Nimeni nu mai poate cumpăra sau vinde. Te învață Babilonul, te prostituează și îți distruge mintea crezând că banul e totul, că fără bani aia nu-i viață și că trebuie să ai mulți bani și că trebuie să intri în lume. La urmă spune, dacă nu te închini, lasă tu credințele tale, ți-au totul. Te scot în afara sistemului acestuia. De aceea ultima încercare lovește aici, întreaga lume. Și cum satana știe că majoritatea sunt fie iudei, fie greci, fie romani, fie adventiști, fie penticostali, fie catolici, fie... Nu iubiți voi banii cu toții, nu sunteți voi dependenți de ei, nu iubiți lucrurile lume, vreți să ieșiți cu totul din lumea asta? Vreți să vă iau tot? Renunțați mai repede la credințele voastre, oricum ați renunțat treptat la el, dar trebuie să o faceți și oficial, trebuie să o faceți și pe față. Ați văzut încercarea cu criza sanitară, nu? Măcar că unii au știut că nu e în regulă cu să-și bage în trup tot felul de nenorociri, da? Problema nu te mai lăsa la terase, domne. Cum să nu ieși tu la terasă și să mănânci acolo, știu, ca om, știi, că e promenada, te duci, te plimbi pe bulevard și să nu mai faci tu excursie, nu știu pe unde, prin Grecia și prin insule și pe nu știu ce, că nu puteai să faci dacă nu erai înțepat, știi? Și ați văzut că unii, măcar că nu credeau în așa ceva, adică aveau alte credințe, dar era ceva mai puternic. Lucrurile din lume, lumea cu lucrurile ei. Și s-au înțepat, nicio problemă, s-au înțepat pentru ca se poate să meargă la terasă. Nu.
Au făcut-o și religioși din plin, nu judecăm, că ideea este nu de a judeca pe cineva, ci pentru a înțelege că evlavia însoțită de mulțumire e o mare câștig. Întâia Timotei 6:6, Dumnezeu vrea să ne deschidă ochii și să ne spună cum stă, cum sunt adevăratele valori. Negreșit, sau cu siguranță evlavia, care înseamnă apropiere de Dumnezeu, asemănare la caracter cu Dumnezeu, însoțită de mulțumire, un mare câștig, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu o să putem lua cu noi nimic din ea, dacă avem deci cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi îndeajuns cei care vor să se îmbogățească, dimpotrivă cad în ispită și în laț, iubirea de bani, rădăcina tuturor relelor, unii au rătăcit de la credință, s-au străpuns cu o mulțime de chinuri și au distrus viața. Da? Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea, luptă-te, lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică. Asta ne spune Dumnezeu din perspectiva lui, cum stau lucrurile. Există, aș vrea să închei cu fapte 2:44, există religii, biserici cu adrese diferite, cu dogme diferite, care se întâlnesc în punctul de convergență, lume și bani. Și care sunt o apă și un pământ, pentru că vor fi uniți și sunt uniți. Chiar în timpul de față se realizează acest ecumenism și te întreb și de multe ori, știi, te întreb, domne, care e liantul? Domne, nu se pot uni ăștia cu oile alții, că adventiștii cred așa ceva, protestanții cred altceva, cum să se unească toți cu oia, cu tot păgânismul și asta? Pot! Pentru că credințele nu înseamnă mare lucru. Există ceva mult mai însemnat în viața oamenilor și a religioșilor. Banii și lume. Înțelegeți? Și la un moment dat, când apare criza, îți dai pe față exact autentica ta, cum să spun, credință sau la ce ții cu adevărat. Există totuși ceva care e de diferit. Aceasta e biserica lui Dumnezeu, fapte 2:44, toți cei care credeau erau împreună la un loc, aveau toate de obște, își vindeau ogoarele și averile. Și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia, toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi făceau pâine acasă, luau hrana cu bucurie și curăție de inimă, lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului noroc și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei care erau mântuiți. Asta forță, avea forță prezentarea credinței, că era o credință practică, o credință care învingea egoismul, care învingea lumea, credința noastră care cucerește lumea, da? Și se vedea în mod practic, sunt unii care se cumpără și se vând, care își vând adevărul pe bani, care prorocesc pe bani, care, mă rog, pentru bani vând totul și sunt unii care dau bani. Sunt unii care, pentru care banii nu înseamnă nimic decât dacă pot să facă ceva pentru înaintarea Evangheliei și a adevărului și a ajuta oamenii. Și aici această biserică plină de credință și plină de Duhul lui Dumnezeu se vedea că mergea pe o altă linie. De aceea, prieteni, trebuie să ne gândim unde vom merge, unde ne vom întâlni, ne vom întâlni cu păgânii, cu creștinii, parveniți, cu toți care și-au trădat credința în același loc, lumea și banii, dar lumea merge la pierire. Să știți, dacă alegem lumea aceasta, lumea va pieri cu toate lucrurile din lume. Sau vom merge la fel ca Biserica Apostolică, pe linia tăgăduirii de sine, a faptului că noi avem o împărăție netrecătoare. Și nu suntem cuceriți și cotropiți de bani, nici de dorința după lucrurile lumii acesteia. De aceea sper, mă rog prin Duhul lui Dumnezeu, ca să fim cercetați. Și în felul acesta Dumnezeu să lucreze la noi ca să mergem împotriva tendințelor acestea cotropitoare și care au făcut ca creștinismul să ajungă fără putere și așa cum este acum. Să nu ne înșelăm, ci să ne apropiem de Dumnezeu, să iubim adevărul mai presus de orice, să căutăm împărăția Lui mai presus de orice și lucrurile și neprihănirea Lui, lucrurile sfinte, pentru că acestea sunt cele care contează și au care au o valoare inestimabilă. Domnul să fie binecuvântat și lăudat. Amin. Amin.